Salut, Bivangsi, la un video foarte special. Astăzi, într-un final, îl vom vedea pe Yeti. Da, Yeti ăla originalul pe care l-așteptăm de foarte multă vreme. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Și, din păcate, update-ul nu s-a lansat încă, dar băieții au lansat un trailer foarte mișto și multe informații. Așa că am zis, mai să facem un videoclip informativ, să vă arăt tot ce știm despre acest update, când se va lansa el și... Fiți siguri că în momentul în care se va lansa, veți fi primii care veți afla aici pe canal, așa că nu uitați să vă și abonați, să aprindeți și clopoțelul acela de notificări. Dar după cum vedeți, ceva de genul ăsta arată Yeti, este destul de puternic, rupe pe toată lumea în două și îl vom analiza în cele ce urmează. În afară de că îi omoară, îl dă o parte, îi mai și mănâncă, dar uite ce face, l-a luat pe unul și îl dă cu capul de zăpadă. Deci e complet nebun, mult mai mișto decât Bigfoot pe care l-am avut înainte și mult mai înfiorător, adică uitați-vă și voi, te-a luat, te-a aruncat. În afară de chestia asta vom avea drona pe care o avem acum în Goatman. În schimb, aici în Yeti mi se pare că este mult mai bine implementat, adică vedeți și voi acolo înălțimea la care se află drona, bineînțeles vei avea o baterie pe care o să trebuiască să ți-o încarci. Dar nu numai asta, fiecare player se pare că are o dronă separată. Adică, de exemplu, dacă suntem 4 jucători în match, vom avea 4 drone separate și fiecare cu drona lui. Ideea e că trebuie să ai grijă de drona ta, să nu ți se descarce bateria. Strength acolo înseamnă că cam la ce distanță este de tine și dacă își pierde semnalul. Dar uitați-vă la grafica asta, frate. Deci uitați-vă cât de frumos este jocul acesta în momentul de față. Mie nu vine să cred. Cred că băieții ăștia au făcut o treabă excelentă, deși update-ul ăsta ni-l tot promit. Zic, da, o să lanseze update-ul luna viitoare. Și bă, nu-l mai lansează, dar uite, nu au stat degeaba și se vede, frate, se vede că nu au stat degeaba, da? Nu știu, hai să vedem dacă reușim și noi să strângem la episodul ăsta special peste 7000 de like-uri, aș aprecia foarte mult. Și în cele ce urmează o să facem și o analiză detaliată pe trailer. Dar vă voi arăta și niște informații noi legate de acest trailer. Deci vedeți că sunt 4 oameni, da? Asta e foarte important, sunt 4 oameni. Îl avem aici pe Yeti. Se vede foarte mișto blănița lui, cum suflă vântul prin blană. Așa, iar băieții se întorc. Ce să mai faci, frate, dacă l-ai văzut pe Yeti, se pare că nu prea mai ai șanse. Deci cred că va fi mult mai puternic decât a fost Bigfoot în update-ul anterior. Și vedeți că sare, cumva sare pe tine. Ți-a dat o palmă, te-a dat pe jos. Mă întreb oare cât de puternic e cu adevărat. Pentru că dacă va fi one shot, one kill, înseamnă că vom fi terifiați și va trebui să avem mare, mare grijă. Nu ne mai putem aventura cum ne aventuram înainte. Ceva de genul să arată arma ta principală acum mai nou și va trebui să vânezi. De asta vedeți urme de animale pe jos. Aici avem meniul, așa va arăta meniul nostru așa. Avem urși mai nou, avem lupi, avem ratoni, avem căprioare și avem vulpi, deci mult mai multe animale. Aici avem meniul, cum va arăta în momentul în care vom intra în lobby să ne jucăm. Și aici avem câteva poze cu grafica jocului. Bineînțeles, astea sunt early pozele, deci probabil jocul va arăta și mai bine în momentul în care se va lansa update-ul. Dar băieți ăștia, gândiți-vă că lansează update-ul ăsta gratuit, adică nu ne pune să plătim niciun ban, nu e DLC pe bani, deci... Aș spune că e destul de tare, iar asta este harta. Noua harta, o hartă complet diferită, că știți, dacă mai țineți minte când mergeam în meniu, ne arăta să selectăm între două chestii, da? Glacier și nu mai știu. Ei, Glacier, asta este harta Glacier și după cum observați este imensă, mult mai mare, cred că e de vreo 5 ori mai mare decât harta anterioară. Dacă toate astea nu v-au convins, iată că băieții au lucrat și la animații. Vedeți, asta e animația în momentul în care pui drona jos. O să trecem așa puțin prin ele. Asta e animația prin care vei plasa o nouă capcană. Aceasta este animația prin care pui o cameră. Vedeți că o pur și simplu o înfinge așa în pământ. Deci chestii care până acum nu erau, băieții nu făcuseră 5-10 animații înainte, dar acum chiar s-au ocupat de joc, frate. Uite, și animația de la armă. Foarte, foarte mișto. Luneta este de aia 3D, adică nu e de aia falsă, e de aia 3D mișto. După aia avem și Night Vision-ul. Asta e o cameră specială Night Vision pe care o să poți să folosești în momentul în care vine Yeti să-l vezi de la depărtare. Iar acesta este flare-ul. Vedeți foarte mișto efectul. Per total mi se pare că au îmbunătățit cu foarte, foarte mult jocul.
Încă o chestie care e foarte tare, acum mai nou vei avea o tabletă la tine și știți că înainte în Bigfoot trebuia să mergi tot timpul în rulota aia, să te uiți pe camere, dacă aveai nevoie să controlezi absolut orice, ăla practic era centrul tău de comandă. Acum vei avea această tabletă din care vei putea să-ți controlezi fie camerele, să te uiți pe camere, oriunde ai fi tu, fie să îți controlezi drona și asta vei putea face mobil, pentru că până la urmă este vorba despre o tabletă. Cred eu că acest sistem este cu mult, mult mai bun decât să trebuiască să stai lipit de rulota aia, astfel încât vei putea să explorezi această hartă imensă pe care developerii ne-au pus-o la dispoziție. Și atunci, în sfârșit, avem analizat de trailer. În primul rând, avem 4 playere aici, da? Asta înseamnă că vom putea juca cu încă 3 prieteni, tu cu încă 3 prieteni, fiecare dintre ei este îmbrăcat altfel, asta din nou ne dă speranțe că va exista character customization, să ne putem lua diferite hăinuțe, diferite chestii, pentru că în jocul inițial știați că sunt doar niște caractere și atâta tot. Hai să dăm drumul mai departe să vedem ce alte detalii putem să vedem. Ok, îl avem pe Yeti, foarte mișto efectul cu părul, deși eu aveam un bug în Bigfoot, la mine era Kel, nu avea păr, deși și acolo trebuia să aibă păr, dar vedeți că îi vede de la distanță și vine așa tiptil. Ce observăm noi la el, comparativ cu Bigfoot, este că el are ochii verzi ca niște lanterne, așa îi zice, și asta înseamnă că pe timp de noapte va fi foarte creepy, dar îl vom putea vedea de la depărtare, pentru că îi vom vedea ochii. Tot se învârți spre el. Ce are tipul ăsta pe ochi? Are niște ochelari. Mă gândeam că poate are vreun night vision ceva, dar nu. Ok? Și fiecare dintre ei are același sniper. Deci ce mă face să cred că asta va fi arma standard pe care o vei avea în joc? Nu cred că vor fi și alte arme pe harta aceasta cu Yeti. Și vedeți, fiecare încearcă să tragă în el. Se enervează. Ok, putem să-l vedem aici mai aproape așa. Se enervează. Wow, uitați-vă cum sare nebunul. Nici bine n-a trebuit să facă mare lucru. Bam, și a dat una. Deci atâta forță, frate, atâta forță și atâta putere are Yeti. I-a dat una și lui ăla l-a dat pe jos. Eu sunt curios dacă asta e făcută doar pentru trailer sau dacă va exista chestia asta în joc, pentru că dacă va putea să-ți dea o singură lovitură, să te dea pe jos. What the fuck, uitați-vă cum l-a aruncat pe ăla. Deci cred că va fi OP, adică overpower, da? Deci... Și aici îl mănâncă și pe ăsta. Și la final îl vedem mâncând din oameni. Eu spun un stop aici. Uite-l, e plin de sânge la bot, ochii verzi și v-am zis, ochii sunt ca niște lanterne, pentru că observați și voi cum se vede aici. Exact ca niște lanterne. Aici avem un pic de gameplay din joc oferit de developeri. Îl ia de picioare și dă cu el de pământ. Deci îl ia de picioare și dă cu el de pământ. Nu ai ce să mai zici. Pe ăla de mână l-a aruncat, poți să-i dă una, l-a dat pe jos. Și după aia la final... vine să te prindă și pe tine și te aruncă. Iar aici avem secțiunea cu drona. Ce observăm aici la dronă? În primul rând avem acolo viteza, avem înălțimea la care zburăm, strength, asta cum îi zice, distanța dintre tine și dronă, pentru că v-am zis că vei avea o tabletă cu care vei controla drona, atât drona cât și camerele. Și ce vedem noi aici pe hartă? Foarte important. Stați așa o secundă să vă arăt. Avem o altă cabană. Asta înseamnă că pe hartă vom avea mai multe baze. Nu va mai fi doar o singură rulotă la care te vei putea duce. Vei avea mult mai multe baze la care să te poți adăposti. Dar cred și eu, la cât de mare este harta, ar fi cazul să fie mai multe baze. Avem aici un mic râușor. Avem, bineînțeles, cea de-a doua dronă, ceea ce ne semnalează faptul că fiecare player va avea drona lui proprie. Așa, ia să vedem pe unde se mai duc băieții cu dronele. Până aici, grafica mă lasă fără cuvinte, deci chiar arată extrem, extrem de bine. Și bine, aici pe videoclip nu o să vă dați seama foarte bine, pentru că e un video, practic, din trailer, dar când vom juca jocul o să vedeți cât de bine arată. Aici avem niște ghețari, deci niște bucăți de gheață rupte. Probabil vom putea să sărim pe ele, să sărim de pe una pe alta, dacă vine Yeti, nu știu că el știe să noate sau nu. Asta va trebui să ne interesăm înainte să facem vreo nebunie de genul ăsta. Partea de sus a muntelui, ok, și aici vor băieții să ne arate faptul că dacă cumva dai cu drona de vreun copac, drona ta se va prăbuși. Uite, un efect pe care nu l-am observat eu inițial, în momentul în care pică drona, voi observați cum se modelează zăpada? Ia uitați-vă, a picat drona de pământ, pac, s-a modelat zăpada în funcție de cum a picat drona. Asta înseamnă că zăpada aia se va modifica în funcție de cum calci în ea și asta e un efect și un detaliu foarte mișto.
Oricum, ăsta a fost update-ul. Spuneți-mi și voi ce părere aveți despre el. Eu cred că va fi un update imens, va fi practic ca un nou joc, dar aștept și părerile voastre, bineînțeles, în comentarii, pentru că vreau să văd ce credeți. Să lăsați un like acolo dacă vă place, dacă vreți să facem, bineînțeles, o serie din nou, dacă vreți să mai facem live-uri cu Yeti și chestii de genul ăsta, episoade, toate cele, da? Acum, deși nu avem un release date exact, acest update trebuie să fie lansat undeva în următoarele 2 săptămâni. Cel puțin așa vorbește toată lumea pe forumuri. Bineînțeles, la cât de mult am așteptat update-ul până acum, sincer să fiu, nu vreau să-mi fac speranțe foarte mari, dar având în vedere că am lansat un trailer atât de mare și de mișto, totuși cred eu că suntem destul de aproape de release, de lansarea noului update, încât... poate se lansează și azi, poate se lansează mâine, habar n-am. Oricum, voi stați cu ochii pe canal pentru că în momentul în care va fi lansat, clar veți vedea fie episod, fie live, habar n-am ce o să facem, dar asta o să depindă, bineînțeles, și în funcție de voi. Dar dacă văd multe like-uri, bineînțeles, mult suport din partea voastră, cum am văzut și la seria de Bigfoot și cum am văzut și la seria de Goatman, cu siguranță cred eu că această serie va fi una extraordinară. Oricum, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!